Bună ziua, bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit astăzi, în ziua asta frumoasă de luni. Vreau să vă spun că vă doresc un început de săptămână binecuvântat să aveți, cu mult noroc și cu mult spor. Și pe cum o să vedeți un scurt video astăzi, cu un prâștiuc, un pic am de mers în oraș cu Emilio, am puțină treabă cu el, la un doctor de urechi. Că știți că a fost în Turcia și de acolo, de la apa aia, au primit ceva la urechi și trebuie să mergem să vedem ce are, să-i fac o spălătură, ceva. Și mă duc cu el un puțin prin oraș, dar prima dată mă duc la școală după el să-l iau. Și am să vă filmez astăzi așa un pic din ziua mea de luni. Ce facem? Deci ne vedem mai târziu, vă pup, dragii mei. Bună dimineața, bună dimineața la toată lumea. Și revin și eu așa un pic, cu un mic dejun, un fruștuc. Pe cum vedeți, un avocado, două roșii, un castravecior mic, o pâiniță cu semințe de dovleac, un zaft și aici am o salată cu shrimps. Cam asta ar fi micul dejun. Și un iaurt Activia. Cam așa arată micul dejun. Și am vrut să vă arăt frâșciucul. Cam asta este. Și sper să vă placă, dragilor. Foarte sănătos! Și așa, dragilor, cum vedeți, sunt în mașină, sunt în drum spre școală. Să le iau pe Mio. Ne revedem. Și un scurt video here cu Mio. Serios, băiatul meu. Acum mergem și noi cu S-Bahn-ul, el nu prea au fost așa de multe ori cu S-Bahn-ul și îi place să meargă și el acum. Explică el aici ce vede. Ok, meine Junge, gefällt dir hier? Ja, dann ist schön. Deci suntem la stația de S-Bahn subteran, adică subteran, cum se cheamă, tramvaiele astea subterane aici la noi. Hello. Da. Da. Asta vreau să vă spun. Zum ersten Mal hier mit dem Tunnel. Ich hab voll Angst. Oh Gott. Ich bin schon dreimal mit dem Zug so gefahren, aber noch nie mit dem Tunnel. Adică am vrut să vă spun la metrourile subterane, metrouri, nu tramvaie. Că nici eu, până mai mă gândesc și eu un pic, la metrou subteran. Jetzt kommt der nächste Zug, aber da gehen wir nicht rein. Warte. Parte, să filmăm aici la noi gara de metrou. Ia așa, ții. Schnell, schnell. Wir sind in die letzte. Bun. Luăm eu. Jetzt bist du in S-Bahn. Ja. Să filmăm o țără așa, să vadă câtă lume circulă. Ia așa, ții. Au. Vă filmăm aici niște torte faine. Ne Mio. Suntem un pic în centru aici cu Mio. Ne zac ma Milo. Mio. Ia. Am terminat și treaba noastră. Și apuș mergem acasă, dar prima dată vreau să iau ceva să mănânce la Mio. Și nu știe ce vrea. Ia. Tu bist die schönste, ja. El spune că el e cel mai frumos băiat. E, cum te cheamă? Cum te cheamă? Wie heißt du? Cum te cheamă? Luis. Cum mal noch mal hier? Und sag mal, cum te cheamă? Sag mal, Luis. Ah, Luis. E rușine la băiat.
Suntem și acasă acum și Emma ne prezintă aici un trick. Acum prăjez niște cartofi. Bună ziua prima dată. Da. Vă salut. Și aici avem ardei. Ardei de ieri, mai ne-au rămas. Și aici am mai puțin sos. Și aici am pus în doza asta de plastic. Și pui deasupra apă. Ia. Păi încălzim. Știți când îți aștia foarte colorate de la sarmale, de la sos roșu și atâta poți să le speli și nu să ia. Și acum vă arăt un trec foarte simplu. Pui o hârtie din asta. Mami, tu trebuie să te vezi cum filmezi. M-am uitat la cartofi. Aici pui puțină apă caldă. Aha. Și puțin din asta. Aha. Închizi capacul. Mama! Și se curăță doza. Mama, mă cheți canat afloat. Mama, mă cheți canat afloat. Mama, mă cheți canat afloat. Asta ce vedeți aici e pădna afară. Uh-huh. Dar altfel doza e curată și nu mai are pete pe ea. Și se curăță, nu rămâne roșeala aia. Nu mai rămâne nimica. Uh-huh. M-am pus să pui la mașină. Ia tu mi-te-ai granat apfel, ia și n-ai de tu te-ne finga, cuc mă da. Și Emma ne-a prăjit niște cartofi la ardeii noștri de ieri ce mai ne-a rămas. Da. Deci cam asta este pentru astăzi. Noapte bună! Noapte bună!